Bună dimineața! Bună dimineața! Ce matinal! Da, foarte matinal. Hai la drum! Hai! Gen dobre și bine ați venit la un nou episod al vlogului nostru, Travelintu. Eu sunt Valentin. Eu sunt Mihaela și astăzi ne-am reîntors în piața centrală din Zamoști. Și asta pentru că seară era atât de întunecat încât nu vedeam culorile de pe clădiri. Și ne părea rău să plecăm fără să le vedem. Haideți cu noi! De frumusețea acestei piețe și ne gândim ce târg de Crăciun cred că au oamenii ăștia aici. Am ieșit din oraș și am ajuns la Rostocenski, Parcul Național Narodovoi. Ai pronunțat bine. Am pronunțat bine. Și o să mergem să intrăm, să vizităm pe aici locurile. Acest parc a fost înființat în 1974 și are o floră și o faună extrem de diversificată. Unele specii au fost chiar declarate monumente ale naturii. Minți și am învățat poloneză, am înțeles și filmul de mai devreme. Toată aria, toată rezervația naturală are în jur de 84 de kilometri pătrați. Tocmai am terminat de vizitat muzeul, care ne arată o mică parte din ceea ce putem vedea în rezervația naturală. Evident, ceea ce ați văzut mai devreme este făcut de mâna omului, dar arată atât de real și este impresionant acest muzeu. Noi am văzut un sample al rezervației naturale de aici. Sunt 84 de kilometri pătrați aici în jur. Ideea este că, în realitate, noi putem vedea acele animale, flora și fauna despre care povesteam mai devreme, undeva foarte departe de aici, mergând pe jos vreo 2 ore. Și, din păcate, nu vom reuși noi astăzi, dar vă invităm să descoperiți voi Parcul Național. 100% dacă ajungeți voi aici, o să aveți timp de plimbat. Și atunci când veți ajunge, arătați-ne și noi aici, în comentarii, ce ați văzut. Rostoce este despre protejarea naturii, despre relația ta cu natura. Este pentru exploratori și este pentru cei care sunt curioși și le este extrem de sete de a explora parcuri naționale. De asemenea, Rostoce mai este și o specie de insecte. De asta oamenii de aici ne-au spus că mai au niște întrebări câteodată. Păi, tu lucrezi la Rostoce? În Rostoce. Sau în Rostoce? După ce am mai condus încă 200 de kilometri, am ajuns la castelul Lancut, care este unul dintre cele mai frumoase castele din Polonia. Orașul Lancut a fost fondat în 1349, când în Polonia domnea regele Casimir cel Mare și era reședință pentru 4 familii puternice de duci. Castelul Lancut a fost construit pentru Stanislav Luborinski în perioada 1629-1642. De-a lungul timpului, castelul a fost vizitat de mulți reprezentanți ai dinastiilor royale, incluzându-l aici și pe regele Ferdinand al României. Depozitate trăsurile lor. Și dacă acum, în zilele noastre, milionarii au colecție de mașini, ei bine, nobilii vremii de atunci din Polonia aveau o colecție de trăsuri și cai. Dacă aveam o rochie de bal pe mine, chiar simțeam că am călătorit în timp, undeva la 1800, lângă aceste bijuterii. Și am admirat colecția de trăsuri a ducilor care au locuit în castelul Lancut. Sunt impresionat. Și eu la fel, sunt impresionat de ceea ce am văzut. Nu mă așteptam să văd atât de multe și atât de diverse și atât de luxoase, presupun, pentru vremea aia. Dacă această colecție arată așa,
Vă dați seama cum arată castelul în interior? Noi de fapt l-am văzut și vrem să vă punem și pe voi să vă duceți să-l vedeți. Și de-aia zicem, noi nu l-am văzut, nu vă arătăm nimic. Această colecție ne-a arătat cum trăiau cu adevărat aristocrații vremii și mirosea a lux acolo. Dragii noștri, am ajuns în cameră, am avut o zi plină, cum au fost toate în ultimul timp. Dar am învățat că Polonia are extraordinar de multe de oferit, foarte multe comori ascunse în afara orașelor pe care le cunoaștem cu toții. Varșovia și Cracovia, ați văzut cât de frumoase sunt restul orașelor în care am fost. Ne vedem în episodul următor și suntem tare curioși cum a continuat povestea și pentru ceilalți. Intrați pe www.polonia100.ro. Ciao, ne vedem! Pa! Pa, pa.